Bună dimineața! Bine v-am găsit! Astăzi vom discuta subiecte la ordinea zilei. Vom afla cine este cea mai tare femeie din România, emoțiile lui Cristi Borcea la început de grădiniță și vom vorbi și despre deschiderea unei noi linii de metrou, unde, bineînțeles că în capitală, că la noi la Cluj-Napoca metrou mai poate să aștepte. Suntem ardeleni și asta facem. Așteptăm metrou. Până una altă ne-au sosit trotinetele, dar să intrăm în subiect, nu înainte de a vă mulțumi, pentru faptul că mi-a scris și ieri comentarii, pentru faptul că v-ați abonat și pentru faptul că ne regăsim în fiecare zi de luni până vineri, pe la 10:10 și ceva, pe acest canal, canalul meu personal. Frumos pleonasm, canalul meu personal. Dar să intrăm în subiect. Cea mai tare femeie din România locuiește în Constanța. Cum ne-am dat seama că e cea mai tare femeie, a intrat și într-un local, ca tot omul. A intrat în local, a comandat ceva și a început altercația. Că toată lumea e plină de nervi. Suntem, recunoaștem, suntem ca niște, ca un arc de pix, așa suntem de tensionați și abia așteptăm să intrăm cu cineva în dispută, măcar verbală, ca să ne mai calmăm. Ei, tânăra aceasta, după ce a bătut doi localnici, că stăteau în local, a bătut și patru polițiști, a bătut și trei bodyguards. În total 9 persoane a bătut până a fost arestată și dusă la poliție. No, asta, da, femeie. O mai țineți minte pe Nikita, femeia care s-a dezvoltat pe sabia ei? Uitați de ea. Asta este Xena din Constanța, domnule. Ama, acum înțeleg să bată polițiști, că vreo doi erau de la poliția locală. Ăia săracii, vai și amar de capul lor, da, bătut trei bodyguards, le-a dat acolo, mă rog frumos, la familie, ea nenorocit. Vorba aia fiind în Constanța, i-a bătut ca ăștia nu ca pe fasole, ci ca pe mazăre. Dacă mai era Radu Mazăre în continuare, ce să zic, unul dintre cei mai potenți oameni din Constanța, o lua pe post de bodyguard pe domnișoara asta. Felicitări că nu se lasă, bravo ei! Și cum trecurăm peste prima zi de școală, cu emoțiile aferente, măi, de obicei aveam așa emoții când începea școala, acum am avut nervi. Când i-am văzut pe micuții ăștia pe Facebook, s-a umplut Facebook-ul ieri de poze pe micuții cu masca pe figură, m-a apucat așa o nostalgie, o stare așa de compasiune, săraci, așa micuți și cu masca pe figură au fost duși. Mă, parcă îi pregătim să jifuiască bănci, nu să stea în băncile școlii și să se pregătească pentru viitor. Ba mai mult, la o școală de undeva au fost duși cu sfoara în clasă. Au luat doamna învățătoare o sfoară și a pus din metru în metru să țină cu mânuțele de sfoară, să fie distanțare socială. Oricum am fost noi trași pe sfoară în ultimii 30 de ani, dar acum chiar s-a văzut fizic ce înseamnă să fii dus și tras pe sfoară. Chiar astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Democrației. Vi se pare că trăim într-o democrație? Vorba cântecului folchistului: democrații originale și minciuni sfruntate. Eu nu știu, rar am avut impresia că trăim în democrație. Poate în preajma alegerilor, poate după ce s-au anunțat niște rezultate la alegeri să fi crezut că trăim în democrație. Poate după ce am intrat în NATO, după ce am intrat în UE, să fi trăit în democrație. În rest, tot un socialism cu fața umană trăim. Aștept la comentarii răspunsurile voastre. Da, micuții săraci au mers la școală, la grădi cu emoții. Doamna Firea de la Capitală și-a făcut testul în direct. Nu de sarcină, mă așteptam să fi lucrat și domnul Pandele pe pandemie. Te apucă pandaliile? Nu, i s-a băgat bățul ăla în nas, a stat cu minte acolo ca o pisică de angora și a zis că nu doare. Testul ăla care se face în nas nu doare. Păi normal, ea care a avut o sârmă în cur, dacă îi mai bași ceva în cap, da. Și după aia au mers și și-au făcut poze în clasă cu copiii pe genunchi și fără măști. Pentru unii se poate, că tot vorbeam de democrație. Normal, fiind și democrația pe Facebook, a și șters pozele, dar între timp presa le-a preluat și le-a distribuit. Doamna Firea, acum se bate cu Nicușor Dan și ăla nu știu ce relație o fi avut cu interlopii. Mă gândesc că fiind matematician, ăștia le-or fi pus să pună Nicușor Dan în ecuație ceva pont, ceva manevră, habar n-am, dar nu-i lucru cinstit nici acolo. Deci doamna Firea și Cristi Borcea a zis că a mers cu emoții la grădiniță, în prima zi de grădiniță.
El era obișnuit totuși ca să lase prima dată o femeie însărcinată, prima dată îi ducea flori. Și de data asta, nu știu câte femei să lasă pe mâna lui Borcea, numai dacă le duce o sticlă cu dezinfectant. Dar oricum domnul Borcea s-a descurcat în prima zi de grădiniță, mai erau și niște mămiși în zonă și și-a făcut datoria de taur orășenesc. Bravo lui! Asta cu dezinfectanții. Știi, când, știți, când veneam noi de la școală, își mai aduceau aminte și părinții noștri că suntem pe la școală și ne întrebau: cum a fost azi la școală? Ce ați învățat? Pe la matematică unde sunteți? La română ce ați citit? Știți? Acum discuția s-a mutat în domeniul ăsta, în domeniul actual. Te întreabă părinții când ajungi acasă: ai purtat mască? Nu ți s-o rup masca? Ai aruncat-o când ai ieșit? Au avut toți măști? Cu dezinfectanții cum stați? Nu trebuie să trimitem și noi ceva dezinfectant? Sunt mesele pe care învățați sunt dezinfectate? Aveți plexiglas între voi, pepsiglas, doamna, vorba doamnei ministru. Deci discuția s-a mutat, nu mai e centrată pe elev și pe școală, ci pe condițiile în care se face școala. Cât despre școală, dă-o încolo. Se poate face și online. Acum a apărut ordinul de la minister, cei mici, minorii, pot să asiste la lecții online alături de părinți. Mamă, mamă, avem noi mămicuțele alea grijulii care se bagă în discuția. Copilul stă acolo, e atent la lecție și apare și mama. Să rămână, doamna învățătoare, învață bine Patrick al meu. Nu vă deranjez, continuați, mai vorbește ceva doamna învățătoare, pac, apare iarăși mămica. Ce am vrut să zic? Dacă Marcel este la oră, da. Marcel, dragă, după ce termin ora, te rog să-i zici lui mami să mă sune să-mi spună rețeta aia de tiramisu. Pac, mai zice ceva, se mai bagă și mămicile în discuție. Da, zice, parcă fracția aia nu era 3 supra 5? Ce distracție o să fie la orele online când apar mămicile grijulii în căsuța în care este și copilașul. În schimb, ăștia, liceenii, nicio grijă, nicio grijă, domnule, pline terasele și în Cluj-Napoca, cu cafeaua în mână, discutau, așa... oarecum blazați, vorba lui Bacovia, dar și bucuroși că mai trece un an, absolvenților nu le pasă. Nu le pasă un an ca altul, cât se poate de mult pe la terasea, pe mai vedem noi când dăm pe la școală, fie ea online, fie ea cu bănci. Cam asta e situația, e tristă. Vorba epigramei, situația e tristă pentru țară, e un semn, când profesorul e bâtă și elevii sunt de lemn. Dar mergem înainte ca metrou. Ca metrou s-a mai deschis o stație de metrou în București, stația Eroilor, parcă s-a mai înființat o linie, continuare acolo. Azi la prânz o să fie deschidere oficială, nu? Ce ziceți? Câți ori să vină, câți ori să se îngrămădească acolo pipiron, peperon, peperoni ca să taie panglica? Ministrul Bode, dacă n-a doarme în mașină, vine și el. Ludovic Orban o să se dea puțin cu piaptă în un cap și o să cânte ceva la chitară, așa de inaugurare. Totuși, în 8 ani, să faci un pic de metrou, e o performanță. Degeaba se face metrou, degeaba, oricum nu avansăm noi cu infrastructura. Din moment ce există printre noi un termen care circulă cu viteza trotinetelor și a bicicletelor, numit micromobilitate. Ce înseamnă micromobilitate? Termenul ăsta inventat de un român care stă în Scandinavia acum 3 ani. Ce înseamnă micromobilitate? Că ăsta ar fi, cam ăsta ar fi viitorul pentru orașele mari. Micromobilitate, trotinete, biciclete, scutere electrice. Vedeți, românul vizionar. Și-o dat seama că viitorul nu-i macromobilitatea, nu autostrăzi, nu șosele de centură, nu linii de metrou, nu linii performante de tren, nu. Micromobilitate, adică fiecare cu trotineta măsiera, să zic. Așadar, ziua democrației, să fiți democrați și mai ales liberi în cuget și în simțiri. Dacă ne lasă ăștia, dacă nu ne trag păsoară, dacă nu ne pun botniță. Nicu Bendea a fost și azi. Nu uitați să dați de știre lumii că suntem aici pe canal în fiecare zi lucrătoare a săptămânii de pe la 10, 10 și ceva, după cum ne lasă YouTube-ul să postăm. Vă doresc o zi bună, vă doresc o zi cu răbdare, în care să aveți răbdare să o treceți bine, că astăzi se zice că sunt 3 ceasuri rele, și să ne întâlnim cu toții mâine, voioși, sănătoși, mâine, miercuri, dimineața,
pe data de 16 septembrie. Nicu Bende vă mulțumește de urmărire și vă dorește toate cele bune. Să fim sănătoși, să ne putem vedea cu bine și mâine.